Anunțurile ministrului educației sunt bune de glumă, o spune chiar șeful lui, premierul Tudose. Însă, gluma se îngroașă. Chiar astăzi, șeful de la învățământ a spus răspicat că din toamnă elevii vor avea manuale de sport și de dirigenție, oricât de greu ar fi ghiozdanul. Poate va apărea și manualul de colorat pentru ora de sport, este ironic premierul. Manualul de educație fizică și sport folosește atât profesorului, cât și elevului, cât și părintele. Eu sunt convins că a fost o glumă. Ce anume v-a spus mai exact? Numai lucruri bune. Dacă pe data de 15 septembrie toate manualele sunt pe bancă cu minți așteptând elevii la școală, eu cred că domnul ministru Liviu Pop poate să ne prezinte și manualul de colorat pentru ora de sport. E dreptul lui să imagineze așa ceva. Cartea de colorat pentru ora de sport nu e încă pe lista ministrului Pop, dar s-a hotărât. Manualul de sport va fi în ghiozdanul elevului de clasa 5-a, lângă celelalte. Consilierea și dezvoltarea personală, vechea oră de dirigenție, dacă vreți, are și ea manual. Ministrul susține că a calculat. Nu e mare greutate pentru un puști de 10-11 ani. Greutatea enormă a ghiozdanului nu este dată de manual. Un manual cântărește în medie cam 200 de grame. Un elev are maxim 5 ore, mă refer la clasa 5-a, 5 ore pe zi la școală. 5 ori 200 de grame înseamnă 1 kg. Auxiliarele au, da, o greutate mai mare. Dacă e nevoie să se subțieze, auxiliarele, spune demnitarul, dar să încapă cartea de sport. Trei edituri au câștigat deja licitația. Am obținut și noi un exemplar. Noul manual are 139 de pagini și cuprinde, de exemplu, lecții despre dezvoltare fizică armonioasă. În centrul narațiunii se află mereu Laur și Laura, două personaje create de autori. Laur și Laura sunt prietenii tăi și s-au cunoscut în Olimpia cu ocazia primei ediții a Jocurilor Olimpice Antice, când Laura a primit-o cunună de lauri. Cum vedeți începutul? Nu știu, la clasa 5-a... Mi se pare mult. Oricum, ideea în sine e una amuzantă, având în vedere că sistemul educațional din România numai la sport nu se gândește. Laur și Laura propun și exerciții. Formează cuvântul corect și vei afla denumirea valorilor și comportamentelor întâlnite în sport conform modelului. Și asta iată, la quiz show poate să fie așa ceva, dar la educație fizică zic eu că trebuie o sală de sport și mișcare. Iar soarta celorlalte materii, matematică, română sau fizică, este incertă. Licitațiile pentru manuale au fost contestate.